Un tânăr a ajuns după gratii după ce a furat dintr-un imobil mai multe bunuri în valoare de 20.000 de lei. La data de 1 aprilie, polițiștii secției 2 urbane Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un tânăr bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul inspectoratului de poliție județean Timiș. În fapt, la data de 30 martie 2024, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că în acea zi, în intervalul orar 16-16:30, o persoană necunoscută ar fi pătruns și ar fi sustras dintr-un imobil situat pe strada Piața Bisericii din Timișoara o geantă în interiorul căreia s-ar fi aflat un laptop, un hard disk, precum și alte obiecte, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 20.000 de lei. În urma verificărilor efectuate la data de 1 aprilie, polițiștii au reușit identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un tânăr în vârstă de 25 de ani. În urma probatoriului administrat în cauză la data de 1 aprilie 2024, tânărul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii unor măsuri preventive. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a acestuia, transmit reprezentanții IPJ Timiș.